Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară o să aduc aici în fața dumneavoastră un caz extraordinar de grav. Spun grav deoarece despre persoana despre care voi vorbi pe parcursul acestei emisiuni pot spune că i s-a pus în pericol viața. Asta sâmbătă, după ce a suferit o agresiune care l-a adus pe patul de spital. Vorbim de o agresiune destul de gravă, repetată, a unui cetățean din Turbura, pentru că acolo s-a comis fapta, asupra unui septuagenar, pensionar, care în speță nu i-a făcut nimic, ci pur și simplu i-a reproșat că animalele au intrat pe terenurile sale. În cauză, anchetatorii fac verificări, s-a deschis un dosar penal, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple, asta deoarece individul este încă în libertate, în timp ce victima se află pe patul de spital. Vă voi prezenta atât punctul de vedere al victimei, cât și faptul că noi ne-am făcut datoria și am încercat să-l contactăm pe cel presupus vinovat, dar nu a fost găsit la domiciliu, cel puțin în cursul zilei de ieri. Vă atenționez că vor urma imagini cu puternic impact emoțional pe care le veți vedea pe parcursul acestei emisiuni. Vom avea și, așa cum vă spuneam, punctul de vedere al victimei, dar și punctul de vedere al fiului victimei, care se află alături de mine aici în studio. L-am invitat în această emisiune pe Ilie Valentin Mănescu. Este fiul persoanei care a fost lovită într-un mod ieșit din comun sâmbătă după amiaza într-o zonă de acolo din localitatea Turburea. Bună seara, domnule Valentin! Bună seara dumneavoastră și tuturor spectatorilor dumneavoastră! Domnule Mănescu, tatăl dumneavoastră a fost la un pas să-și piardă viața, chiar dacă anchetatorii consideră că nu a primit sau nu a fost lovit în așa fel încât să vorbim de o crimă, dar eu în momentul în care am văzut imaginile cu tatăl dumneavoastră pe patul de spital și toate multitudinea de lovituri pe care le-a primit, când am auzit ce spune dânsul, eu consider că anchetatorii poate că au fost prea eleganți în momentul în care au constituit acest dosar penal. Eu consider că asupra tatălui dumneavoastră a fost o tentativă de omor. Cum vi se pare? Situația este cam delicată. Eu sper din privința mea ca organele abilitate să-și facă datoria față de cetățeni, de aceea scrie și pe mașini siguranță și încredere. Asta trebuie să ne ofere poliția, este adevărat. Trebuie să ne ofere încredere și siguranță. Problema este că ceea ce s-a întâmplat a fost de așa natură încât planul a fost bine pus la punct, întrucât a fost pus la punct să-l lichideze. Datorită faptului, a fost bătut. Crunt. Crunt. A fost făcută treaba ca la carte, cum s-ar zice. Haideți să povestim ce s-a întâmplat cu tatăl dumneavoastră. Dumneavoastră când ați luat contact cu cele petrecute? Sâmbătă când? Sâmbătă în jurul orei 3:30, când o vecină, 3:30, 4:20, nu mai rețin bine ora exactă, când o vecină s-a deplasat la mine la domiciliul meu. Împreună cu tatăl? Era după ea tatăl meu. A strigat la mine când am ieșit la poartă și nu mi-am dat prima dată seama cine este, deoarece nu am putut să-l recunosc. Așa era de lovit? Era ca un monstru arăta, deci ca un monstru. Deci, era în, cum să vă spun, era, se văita, v-a spus pe moment ce i s-a întâmplat. Era incoerent, nu puteai să înțelegi cu el. Nu puteai să comunici cu el, singurul lucru l-am întrebat că ce a pățit. M-au bătut. Atât v-a spus pe moment. Ați pus mâna pe telefon, ați sunat la 112, ați chemat o l-am ambulanță. L-am băgat în casă, l-am pus în pat, l-am așezat în pat, am pus mâna pe telefon. Am sunat la 112, cei de la 112 mi-au făcut legătura cu poliția, apoi mi-au făcut legătura, m-a întrebat dacă are nevoie de îngrijiri medicale, am solicitat și o salvare de la
Spitalul Cărbunești, care s-a deplasat la fața locului. Au venit două echipaje de poliție. Între timp l-am mai întrebat cine și ce s-a întâmplat. Tot așa, era incoerent. Nu putea să-mi zică exact cine și cum. Nu puteam să... Nu putea să vorbească. Să înțeleg ceea ce zice. Între timp a apărut poliția cu... Poliția de acolo, de la Turbura. Da, da. S-a deplasat prima dată un echipaj. A venit de poliție, un singur polițai. Apoi a mai chemat întăriri. A mai venit încă un echipaj. Da. După care a sosit și salvarea. Au venit salvarea. Cei de la salvare, când l-au văzut, mai ales șoferul, când l-a văzut, a zis că nu-i posibil așa ceva. Să fie așa crunt bătut. Așa, deci modul care s-a acționat a fost clar și la obiect, să-l lichideze. Grav. Datorită faptului, a fost bătut, strangulat de gât, i-a băgat pământ în gură să nu poată, chiar dacă ar fi să-și devină, să nu poată să ceară ajutor, i s-a sustrat telefonul mobil, să nu poată să sune după el. Pe lângă telefonul mobil i s-a sustras un portofel, nu știu exact ce sumă avea în el, dar știu că cu o seară înainte a venit poștașul și a adus pensia, un ceas de la mână și cu un topor cu coada cam de un metru, care pleca pe deală ca oricare. Când pleacă pe deală și ia un topor să razmă în el, fiind în vârstă la 72 de ani, un om bătrân, îi mai trebuie ceva, un ciumac, ceva să razme în el. Și l-a urcat în ambulanță și a plecat cu el spre Târgu Cărbunei sau direct la spitalul. După care eu am urmat ambulanța până la spitalul de urgență Târgu Jiu de pe Tudor. A ajuns la urgență, l-au băgat în urgență. Momentan, domn doctor n-a putut să-mi dea niciun detaliu. La prima vedere, după ce s-au făcut investigațiile, mi-a adus la cunoștință faptul că are fractură nazală, fractură de maxilar, fractură la membru superior drept, ochiul spart, două coaste rupte, piciorul avea, din câte am înțeles de la tatăl meu, astăzi la telefon ce am discutat cu el, posibil să-i bage și piciorul în gips, nu știe nici el sigur. Astăzi l-au transportat de la spitalul de Tudor. Pe Tudor la 700, i-au făcut iarăși niște investigații și tatăl meu ce mi-a spus, că i-a ieșit, că are și o fisură la cap. Acum nu știu exact date concrete, nu am luat legătura cu domn doctor, mâine urmează să merg să iau legătura cu domn doctor, să vedem în ce stadiu se află analizele. Deci, ca să înțeleagă telespectatorii, vorbim de Mănescu I. Constantin, este tatăl invitatului meu, are 72 de ani, este un pensionar ca oricare altul, care n-a făcut probleme nimănui, nu este o persoană recalcitrantă, nu este o persoană care a avut probleme cu legea. Cu toate acestea, anul trecut a avut un conflict cu un vecin. Poate puteți să ne povestiți despre ce a fost vorba. În vara anului trecut s-a întâmplat acest prim incident. Da, în vara anului trecut, în luna... August a avut loc un incident tot de acela denumitul Dragomirescu Marian, care l-a agresat fizic cu apel de 112 dat de tatăl meu. Atunci a reușit să sune la 112. Deci avea și atunci telefonul mobil, da, cu el, da. Și a reușit în timp să sune la 112 și să anunțe agresiunea la care fusese supus. De același vecin, același care acum și-a dus planul la bun sfârșit. Adică l-a bătut serios și, da, a luat și telefonul mobil să nu mai aibă timp omul să apeleze la închetători. În august s-a deplasat tot așa un echipaj de poliție la fața locului. A mers tatăl meu, l-au observat, avea geaca ruptă după el, au întocmit un proces verbal la fața locului, au mers la fața locului, le-a arătat tatăl meu unde l-a tăvălit, s-a văzut acolo și a locul răvășit. Nu s-a luat nicio măsură
Unde s-a întâmplat agresiunea prima dată, atunci în luna august? Tot acolo sus, pe deal? Tot acolo, dar puțin mai în jos. Acolo are tatăl dumneavoastră un teren? Da, are proprietăți, da? Are proprietăți, ca toată lumea. Toată lumea are proprietăți. De acolo din Turburea, deci un pic mai departe de casă, sus, pe deal, sunt proprietățile oamenilor. Da, fie că au vii, fie că țin animale, fie toți vecinii au proprietăți pe acolo, pe deală. Toată lumea deține câte o bucățică de teren. Atunci v-a povestit că a intrat în conflict cu acest vecin de 46 de ani? El, ce mi-a zis mie când l-am întrebat, avea acolo niște porumb puși și a zis că a avut un conflict pe baza unor animale care ar fi intrat în porumb și ar fi mâncat porumbii. La care i-a adus la cunoștință că nu e bine ceea ce se întâmplă, măcar să nu zice nimeni să nu ai animale, să se ducă cu ele, să le păzească, cum se zice. Vorbim de acest om care este crescător de animale, cioban sau cum se numește, da? Un om care are un număr considerabil de animale. Ca oricare care vrea și el să supraviețuiască în societate. Corect, doar că omul nu are grijă de ele și le lasă destul de nesupravegheate și acestea intră pe terenurile oamenilor. Sunt mai mulți cetățeni din comună care au dificultăți pe situația asta. Este adevărat, pot spune pentru telespectatori că ieri m-am deplasat acolo la Turburea, am reușit să vorbesc cu câteva persoane. Vreau să menționez că au fost și persoane care au refuzat să ofere un punct de vedere pe acest subiect. Au refuzat. De teama acestui om care este destul de recalcitrant, vorbește urât, spun cetățenii, și este chiar violent. Violent chiar și cu femeile și le vorbește urât și chiar ridică mâna dacă este cazul de așa ceva. Motiv pentru care au existat persoane care au spus, da mă știu, dar știți, trec și eu prin zonă, trec și eu pe la el, pe la poartă, nu vreau să am conflicte cu acest personaj, cu atât mai mult cu cât s-auzise în sat că a făcut această agresiune. Oamenii au fost destul de șocați când dumneavoastră le-ați arătat în ce stare era tatăl dumneavoastră. Au crezut oamenii că e o chestiune mai ușoară. Majoritatea cu care am stat de vorbă și le-am arătat filmulețul cu cum arată, toți au zis că a fost hotărârea să-l lichideze. Deci toți asta au zis. Aici n-a fost caz. A fost tentativă de omor. Asta n-a spune fost toată caz lumea. Să-l sperie, să-l ducă în eroare, să nu mai facă, să-l lase cu animalele în pace. A fost să-l lichideze. Cum fapt datorită faptului că pe 1 de februarie mă aflam la un magazin alimentar în centrul comunei Turburea. Mai precis, magazinul fostului domn inginer Biriboiu, unde lucrează soția mea. Mă aflam în magazin cu patronul acestui magazin, domn inginer Biriboiu, și cu soția mea. La câteva minuțele după ce am ajuns eu în magazin, a apărut și numitul Dragomirescu și m-a invitat să ies afară. Afară, când am ieșit, primul lucru mi-a zis, băi, uite și tu, taică-tă, uite așa, așa, spune să potolească, că dacă nu, o să avem probleme mai mari. La ce se referea, să se potolească? Că până la urmă, tatăl din dumneavoastră niciodată nu s-a dus să ridice mâna asupra lui. Doamne, eu nu l-am crezut în stare de așa ceva și sincer să vă spun, câteodată într-un animal să-l bați în halul ăsta, să-l lași. Vezi un animal pe stradă lovit și tot îl tragi în marginea drumului. Și pe deasupra, care au mai fost pe strada aia pe unde s-a întâmplat incidentul, erau vreo 7-8 inși care l-au văzut când a trecut și niciunul nu s-a uitat. E un Dumnezeu, ne vede pe toți. Fiecare... Poate de frică. Luați și în considerare că de poate, frică. Noi am fost împreună martori la refuzul unui bărbat în toată firea, ca muntele așa, care ne-a refuzat elegant, că nu vrea să ne spună nimica pentru că este teamă de acest om. Asta îmi spune foarte multe. Eu, opinia mea, vă spun sincer, când este vorba de o viață de om, nu trebuie să ai frică să salvezi. Am făcut armata în 2005 la pompieri. De când m-am dus în armată până m-am liberat, am fost numai pe descarcerare. Și am văzut fel și fel de cazuri. Niciodată nu m-am dat înapoi să pun mâna să-i ajut.
Dumneavoastră, domnule Valentin, dar nu toată lumea este ca dumneavoastră. Eu am văzut cu ochii mei că nu toată lumea este ca dumneavoastră. Am văzut, în schimb, niște femei foarte curajoase acolo la Turburea, care au avut curajul să ne spună ce s-a întâmplat sau cum îl văd ele cu ochii lor. Ați tras și dumneavoastră concluzia de acolo din ce, individ. Din ce v-au povestit. Da, deci vorbim despre o persoană care, cu care este greu de comunicat în momentul în care ajungi la un conflict. Iar conflictele, să știți, că pornesc de la aceste animale pe care le are acest om. O să vedeți acum pe ecran, rulează fotografii, rulează imagini cu tatăl invitatului meu, victima acestei agresiuni. Agresiune de dosar penal, pentru că dosarul penal se află în cercetare acum la anchetator, sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Cărbune. Pentru că normele CNA ne cer ca astfel de imagini să fie blurate, ne-am făcut datoria să nu oferim aceste imagini exact așa cum sunt, dar asta este situația, ăștia sunt oamenii, s-a ajuns la un nivel foarte scăzut de umanitate, iar în momentul în care nu merge cu vorba bună, adică nu-l potolești pe om cu vorba bună, o iei cu bătaia. Și acest om v-a spus acolo în fața magazinului ca tatăl dumneavoastră să se potolească. Nu l-ați întrebat în ce fel să se potolească, domnule Dragomirescu? Eu știam care este situația cu animalele și n-am vrut să dezvolt subiectul și am zis, băi, Marine, lasă-mă că sunt bătrân și cum exact. Ajunge și noi așa, vorbim poate ne o diferență aproape ne-o scleroza mai, da, ne-o scleroza mai rău ca ei. Da? Eu sincer vă spun, eu nu credeam că un om poate să fie în stare să facă așa ceva. Și tot, eu personal nu aș fi în stare. Se mai ceartă lumea, se mai ceartă, se mai dușmănesc, se mai înjură, îl mai îmbrâncești pe om. Dar să-l bați în asemenea hal. V-a spus în acel moment, v-a spus că are el grijă de tatăl dumneavoastră sau v-a dat de înțeles că... Mi-a dat de înțeles că... O să aibă el grijă. Da. Dacă tatăl dumneavoastră nu se potolește, cum a spus. În prima ipostază, în luna lui august, când a fost conflictul, el a încercat. Au văzut că nu s-a luat nicio măsură, a zis că nu merge și așa. Merge și așa. Și acum și-a dus planul la bun sfârșit. În fine, aici de vină sunt și anchetatorii care, îmi pare rău să o spun, dar în momentul în care ai o astfel de agresiune cu o astfel de persoană în luna august și nu faci nimic până în luna februarie, practic îi dai un imbold respectivului să-și facă legea cu mâna lui. Situația, dacă pot spune acum, este bună, pentru că vorbim de tatăl dumneavoastră care este în viață. Da. Eu zic că lucrurile puteau fi mult mai grave, asta dacă anchetatorii vor pune în balanță toate mărturiile din acest caz, actele medicale ale tatălui dumneavoastră și poate că îl vor chema pe acest individ la secție să dea cu subsemnatul și poate de ce nu merită și 24 de ore de arest ca să nu mai facă astfel de fapte. O să vedem în câteva minute și declarația victimei, declarația lui Mănescu I. Constantin, persoană de 72 de ani, care s-a trezit pur și simplu pus la pământ de acest individ. Omul povestește cu durere că i-a pus mâna în gât, că l-a lovit cu un ciumag și că ce este mai crunt, și eu n-am mai auzit așa decât în filmele cu mafioți, i-a băgat în gură pământ pentru ca acest om să nu poată striga, să-l audă oamenii, l-a aruncat într-un șanț de unde omul s-a ridicat singur și evident că i-a luat de la el de bunurile personale, telefon mobil, ceasul și portofelul în care spune fiul că s-ar fi aflat pensia primită de acesta. Ceasul poate din poate l-o fi pierdut, deși l-ar fi pierdut acolo, dar telefonul mobil, el când a ajuns acasă l-am căutat de telefon, eu personal l-am căutat de telefon, l-am întrebat unde ți-e telefonul. Nu mai știa. Nu știa, l-am căutat nimic, am dat să apelez după telefonul meu, telefonul lui, deja telefonul era închis. Am fost acolo cu organele de cercetare, la fața locului să vedem dacă este și semnal. Am căutat cu dânsii ceas, telefon, portofel, topor cu coadă de un metru și ceva, se vedea. Nu s-a găsit absolut nimica. Deci treaba el a făcut-o cum a știut el că e mai bine.
Corect. Ne spun telespectatorii să fie întocmit dosar penal IPJ Gorj. De ce nu se autosesizează? Menționez că IPJ Gorj s-a autosesizat în momentul în care am cerut informații despre acest caz. Cazul se află în anchetă. Sper să nu se întâmple același lucru care s-a întâmplat cu prima agresiune, cea din august, adică dosarul să fie pus undeva la păstrare într-un sertar și să rămână uitat acolo undeva într-un colț. Regia, dacă ne puteți ajuta cu declarația lui Mănescu Constantin pentru a vedea și telespectatorii ce s-a întâmplat și prin ce a trecut acest om. Vă rog. La picior. Și la cap aici. Cine te-a bătut? Dragomirescu Ilie. Eu, Samarian. Și a mai fost cu cineva? N-a fost. Singur a venit și mi-a făcut ceva în cap. Și m-a băgat în șanță. E tot ăla te-a bătut în august? Da, ăla care a murit în august cu porumbii, cu caple. Și a văzut cineva acolo? Unde a venit poliția în august, când a fost... Nu, în august, da, dar acum a fost cineva. Nu, doar am auzit o voce strigând de femeie. Hai, bă, Mariene, vii. Stai, bă, că vin, că l-am murit. Și vin. Și a plecat și mă lasă în stanță, și eu n-am știut de mine. Hai. Ăsta nu-i băgat în ghiță, că-l bagă. Uite, partea aia și așa. A, ăștia coastele rupe. A, și aici și așa. Ei l-au gătit aici. Aici nu pot să le spui deloc. Am o fractură aceea unde m-a apucat cu mâna de gât. De m-a omorit, eu n-am știut de mine. Și mi-a revenit pe câteva minute. Și cum plecat. Ai plecat de acolo? Am plecat, m-a tras și m-am agățat de o creacă și am plecat ușor, dar nu știu cum am ajuns acasă, în neștiință. Așa că mi-a băgat și pământ în gură, acolo în șanțul ăla. Ați urmărit, doamnelor și domnilor, aceasta este declarația lui Mănescu Constantin, persoană de 72 de ani, victima acestei agresiuni care a avut loc sâmbătă după amiaza pe un deal de acolo de la Turburea. Se pare că anchetatorii așteptau martori, dar din spusele victimei, în momentul în care omul și-a desăvârșit fapta, l-a strigat o femeie: Mariane, hai! Și el i-a spus: stai că l-am omorât. Parcă așa am înțeles, da? Da, da. Deci în cauză există și un martor. Poate că chiar soția acestui agresor. Din ce am înțeles, din cercetările care s-au făcut până acum, mare, că nu prea mi s-au dat multe detalii despre dosar, am înțeles că soția actuală a domnului Dragomirescu ar fi declarat că în jurul orei 3-3 jumate, numitul Dragomirescu Marian s-ar fi deplasat după dânsa unde se afla cu caprele prin preajmă pe unde se afla tatăl meu. Și de acolo coincide și treaba de unde s-a ajuns și la asemenea agresiune. Deci da. Ziceți dumneavoastră că sigur era și soția agresorului sigur, acolo. Sigur. Deci există un martor. El îl urmărește de mult pe tatăl meu. Deci de multă. Dovadă că v-a spus și dumneavoastră ca tatăl să se potolească, adică să se potolească în sensul că să îi lase da. Animalele să facă ravagii în culturi, fără niciun fel de probleme. Organele de anchetă mi-au zis că dacă la 1 februarie mi-a adus la cunoștință treaba asta, numitul Dragomirescu, de ce n-am mers să depun plângeri? Nu păi credeam. Să depui plângere doar că cineva te cheamă în afara unui magazin da. Și spune: vezi, potolește-l pe tatăl tău și atât, fără să spună: astăzi, bă, l-o mor. Astăzi de dimineață m-am deplasat la postul de poliție și au făcut o completare pe treaba asta cu la declarația care o am la dosar. Și am cerut să iau o declarație și la patronul de la... De la acest magazin, la acest cum că a fost martor la această discuție. A auzit despre ce e vorba cu niște capre și cu asta și încă un martor care este trecut acolo, care a venit și m-a găsit stând la discuții cu numitul Dragomirescu. Eu până aici la magazinul ăsta nu prea aveam prea mare tangență cu el, că îl știam cine. Nu mai salut și atâta. Nu l-am crezut în stare de
de așa ceva. Nu v-ați gândit nici în momentul ăla? Nici la momentul actual nu-mi vine să cred că el a fost capabil să facă așa ceva. Din spusele altor persoane, acum mi-am dat seama ce fel acum de om. Acum ați realizat, ați făcut așa portretul acestui ce om? Ce fel de om este? Uitați, spune cineva, polițiștii trebuie destituiți, cei de la Turgurea, se referă o telespectatoare. Nu știu dacă este problema poliției în acest caz. Eu mi-aș dori, în schimb, ca ancheta să se facă cu așa cum ar trebui. Cel puțin, măcar atât merită acest om care are atâtea traumatisme și stă pe patul de spital, aflând în fiecare oră că mai are ceva rupt. Adică că are piciorul rupt, că are două coaste, că mai are ceva la cap, că are nasul nu știu cum, că are maxilarul fisurat și că este momentan dependent de ajutorul altora. Acest om se află pe patul de spital. Eu menționez că am vrut să îl filmez pe domnul Mănescu la spital, pentru că știți foarte bine, urmare a acestei situații cu COVID, jurnaliștii nu mai pot urca în unitatea medicală. Am încercat, am intervenit chiar la purtătorul de cuvânt, dar cei de acolo de la spital au zis că atâta timp cât nici aparținătorii nu ajung sus decât cât să ducă mâncarea necesară pacienților, nici echipa de jurnaliști nu poate urca la acest pacient. Am găsit această modalitate de a avea punctul de vedere al omului și îl pun la dispoziție, l-am pus și la dispoziția poliției în așa fel încât lucrurile să meargă pe făgașul normal, adică anchetatorii să ia în considerare situația în care se află pacientul, dar și faptul că cealaltă persoană, adică agresorul, se află în libertate. Grav este că, așa cum vă spuneam, deși m-am deplasat la Turburea și sunt persoane, există o doamnă acolo care l-a văzut pe tatăl dumneavoastră în momentul în care venea abia ținându-se pe picioare din deal, femeia aducându-l acasă, plin de sânge, lovit și așa mai departe. Această femeie nu a fost întrebată nici măcar de polițiștii de la Turburea și nici măcar de anchetatorii de la Târgu Cărbunești ceva legat de acest caz. Eu zic că acest dosar merită atenție sporită a anchetatorilor și o să vedeți în câteva minute, când este gata, sunt gata colegii din regie, să ne ajute și cu punctul de vedere al poliției pentru a înțelege că în acest caz s-a constituit un dosar cu completarea că în momentul în care acest pacient a fost întrebat de polițiști pe patul de spital ce i s-a întâmplat, omul nu a mai spus și povestea cu tâlhăria sau cu partea legată de furt. Da? Dar se poate completa dosarul, am înțeles de la cei de la poliție, și cu această sesizare. Da, că a fost și tâlhărit sau i s-au furat bunurile personale. Când este gata regia? La data de 12 februarie anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat din comuna Turburea cu privire la faptul că tatăl său de 72 de ani din aceeași localitate ar fi fost agresat fizic. Din cercetările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că la aceeași dată, în timp ce persoana vătămată s-ar fi aflat la marginea unei păduri în punctul Valea lui Barbu de pe raza comunei Turburea, ar fi fost agresat fizic de un bărbat de 47 de ani din localitate pe fondul unei stări conflictuale mai vechi. La fața locului s-a prezentat și un echipaj al ambulanței care l-a preluat pe bărbat și l-a transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești. Mulțumesc regiei, ați văzut punctul de vedere al poliției, a fost purtătorul de cuvânt al instituției în acest punct de vedere audio transmis de IPJ la cererea noastră. Deci, așa cum ați auzit, în cauză s-a constituit un dosar penal, se fac cercetări pentru vătămare, pentru și alte violențe, dar nu pentru tentativă de omor, chiar dacă eu, așa cum vă spuneam, în cauză este vorba și de tâlhărie și faptul că omul a fost abandonat în momentul în care a fost bătut atât de crunt, cu un ciumag strâns de gât, aruncat într-un șan
lanți cu pământ în gură, i s-a pus în pericol viața, iar el putea chiar să moară acolo, iar lucrurile ar fi stat altfel. Acum poate vorbeam de o persoană decedată și de un dosar de omor. Deci lucrurile sunt foarte grave. Chiar vreau să vă întreb dacă aveți încredere în anchetator și de ce credeți că primul dosar stagnează și nu s-a făcut nimic în acest dosar. Faptul că victima este o persoană în vârstă, asta îi lasă pe cei de acolo, pe anchetator, să doarmă mătanci? Am început să am încredere în anchetatori datorită faptului, am văzut că dosarul s-a înaintat către parchet. Către parchet și a ajuns foarte repede la poliția din Târgu Cărbunești. Deci a ajuns la poliția din Târgu Cărbunești acum? Da. Vorbim de dosarul din august. Nu. De cel de acum? De cel de acum. Deci acum este în subordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria. Cu privire la dosarul din august, anchetatorii să nu creadă că vreau să mă agăț de dosarul ăla foarte mult. Dar o să fac o solicitare scrisă în numele tatălui meu. În ce stadiu s-a aflat dosarul până la momentul de față când s-a întâmplat al doilea incident? Și precum o să fac și o sesizare către Ministerul Justiției privind modul de soluționare, ținând cont de faptul că trecuse deja foarte mult timp. Din august până acum sunt august. Niște luni bune, aproape o jumătate de an. Dacă dosarul ar fi fost soluționat sau s-ar fi luat niște măsuri de precauție, știind domnii de cercetare din localitate, știind situația care este conflictuală între ei și ce fel de om este, putea măcar să ia putea o marjă de eroare. Putea să se împiedice această faptă. Mie știți ce mai mi se pare grav? Că, dacă dosarul ar fi fost soluționat sau s-ar fi luat decizia asta, făptuitorul n-ar mai fi făcut fapta asta. Atât dar de grav. Reacția lui, văzând că nu s-a luat nicio măsură, că nimeni nu îl întreabă de sănătate, de nimic, că poate să-și facă ce vrea. A zis că și-a dus planul la bun sfârșit. Eu zic că nu și-a dus planul chiar până la bun sfârșit, că se putea și mai rău. Știți cum, trebuie să ne bucurăm din două rele, să ne bucurăm că lucrurile s-au oprit aici. Mai sunt telespectatori care spun că fapta trebuia încadrată la tentativă de omor deosebită de grav. Vom vedea, lucrurile se pot schimba pe parcurs, trebuie să spunem acest lucru. Procurorul de caz este cel care decide, nu noi, din păcate. Da, noi arătăm doar domnului procuror de caz cam cum au stat faptele. Îmi pare rău că nu pot să vă ofer și declarațiile martorilor sau persoanelor care spun că această persoană este una recalcitrantă, că a avut probleme și cu ele, că chestiunea asta cu animalele deranjează pe toată lumea, dar oamenii se tem să-l tragă de mânecă pe acest cetățean, deși are o vârstă în care alții sunt mult mai în vârstă decât el și ar putea să-l tragă de mânecă. Vorbim despre persoana care a văzut în ce stare se afla actualul pacient și faptul că era bulversat, că nu știa practic ce i s-a întâmplat, fiind lovit la cap, se dovedește acum, spuneți că medicul i-a găsit o fractură și în zona craniană. Deci lucrurile sunt foarte grave și este grav că se întâmplă asta într-o comună pașnică cum este Turburea, acolo unde există poliții și există anchetatori, dar uite că astfel de persoane sunt lăsate oarecum, că își rezolvă părțile, conflictul dintre el. Trebuie să mai spunem un lucru. Recent, tatăl dumneavoastră a primit o citație de la judecătoria Târgu Cărbunești. Da. Există și un dosar civil pe rolul acestei instanțe de judecată, în care Mănescu Constantin, victima, cel care a ajuns în șanț, bătut, agresat așa foarte tare, a depus o plângere, a depus un dosar la judecătoria Târgu Cărbunești pe pretenții în care îi cere acestui domn Dragomirescu să-i plătească pagubele faptelor sale sau animalelor sale. Acest lucru probabil a fost și cel care a declanșat această această faptă abominabilă. Discuțiile sunt de vreo 2-3 ani pe tema asta cu animalele și cu ceilalți vecini din comună și cetățenii, poate ați tras și dumneavoastră concluzia când ați fost la fața locului, de vreo 2-3 ani. Dacă nu s-a putut în alt fel decât pe cale legală, cum se zice, cu autoritățile. Dar știți cum, nici nu avea ce să facă tatăl dumneavoastră, că el săracul nu s-a adus niciodată să lovească. De ce nu s-a luat cu unul de vârsta lui, pe puterea lui?
Să bați un om la 72 de ani în halul ăsta, deci detestă din bătaia care i-a dat-o și să-i bagi la un om bătut atât de grav. Pământ în gură, asta mi s-a părut, asta este gură. Ceva deci ieșit din comun. Trăim în evul mediu, de aici reiasă că a vrut să-l lichideze, ca să nu poată să strige după ajutor sau să se sufoce cu pământ în gură, fiind inconștient. La asta ar fi ajuns. Da. Ați încercat deci, după acel incident... Asta a vrut să facă. După această discuție care ați avut-o la acel magazin cu acest domn Dragomirescu, Marian Jenică, ați încercat să vorbiți și să explicați tatălui dumneavoastră ce s-a întâmplat? Nu, că nu am vrut să... N-ați vrut să mai puneți paie pe da, tot. Să iște deci... alte probleme, să... Că acum fiecare ia foc pe moment când îi spune câte unul ceva, poate unii stau și analizează situația, alții nu le analizează. Și n-am vrut să dezvolt subiectul atât de... Nu prea am dat importanță la ce mi-a spus el acolo. Nu l-ați crezut capabil niciodată. De așa ceva, adică să-l lovească în asemenea hal. Tatăl dumneavoastră locuiește singur? Da, e singur. Peste drum de mine stă singur. Locuiește de... De ani buni, probabil. De vreo 90 ani. 90 ani. Da. Credeți că acest lucru... A rămas văduv la 42 de ani cu 4 copii. Eu eram cel mai mic, am avut 5 ani când a murit maică-mea din probleme de sănătate. Dumnezeu să o ierte. Dumnezeu să o ierte. Și tatăl a dus singur casa, a crescut copiii și a avut grijă de toată lumea. Și probabil și din cauza că a avut și o activitate de așa natură încât să-și facă dușmani, fiind pădurar 42 de ani în localitate... Ca oricare, nu poți să... Și polițaiul și cu pădurarul nu au cum să nu aibă dușmanii. Cu siguranță. Da. Credeți că a apucat să aibă și dușmănii cu acest om legat de activitatea lui profesională trecută? Doamnă, sincer să vă spun, taică meu cât a fost în funcție, a avut un comportament bun. Ireproșabil, față de cetățeni și față de el. Față de el, vă spun de tatăl meu. A avut un comportament... Așa cum trebuie, da? Nu am ce să reproșez, că ne bate Dumnezeu să nu spunem lucrurilor pe nume. Apoi lucrurile s-au răcit. Nu știu care a fost cauza, eu am fost plecat din țară vreo 6 ani de zile, tot vorbeam cu el la telefon, îmi spunea că sunt dificultăți cu... animalele, toată treaba a plecat de la animale, de aici. Deci nu este un conflict așa care a apărut acum în ultimele luni, este o chestiune de mult timp. Adică acestui om s-a atras atenția de mai multe ori. De vreo 3-4 ani de când și lasă... și-a luat animale, de atunci și-a aplicat tot conflictul. Nu este conflict proaspăt de o lună, 2, 3, 5, 6, un an de zile. E... Un conflict mognit de ceva vreme. Da, deci tatăl dumneavoastră asta... i-a atragea atenția. Dom'le, nu mai băga, ai grijă de animale. Ăsta făcea lucrurile exact invers. De asta punctez și se rupea de toată lumea. De asta punctez și pe faptul cu dosarul din august. Că dacă anchetatorii de la Turburea, în special poliția, cum se zice la noi. Șeful sigur, de post. Nu neapărat șeful de post. De acolo, eu înțeleg că sunt multe dosare. Sunt multe. Personalul s-a redus din cauza bugeturilor. Nu fac față. Sunt poate câte unul, doi la post și da, nu da, fac. Poate că șeful de post putea să se ducă la acest om la poartă și să bată și să zică, este o situație, bătălește-te. În primul rând, analizez dosarele. Dau și eu cu presupusul. Nu acuz pe nimeni. Analizăm dosarele care știm că sunt conflicte de mai mult timp și analizăm ce și fel de oameni scala, da. Ce fel de oameni sunt și aia să le punem măcar mai în față. Mai în față. Nu s-a luat nicio măsură. Din câte am înțeles, s-ar fi anexat acum, s-ar fi contopit dosarul ăla cu ăsta, că mai este o plângere depusă de loviri în luna lui august. Nu știu nimic, de asta vreau să fac o cerere. Să vedeți exact care este stadiul cercetărilor. Să văd care este stadiul cercetărilor. Și eu să știți că sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat din august până în februarie. O să vă țin la curent cu orice și... În caz că apar noutăți și asta, chiar aș vrea să mai vin la dumneavoastră în emisiune să dezbatem subiectul ăsta, că deci nu se poate așa ceva, să trăim ca în vestul sălbatic. Așa este. Deci să reducem lumea la tăcere.
cu asemenea lucruri. Spune da. Cineva, totul se complică aici, clar se aștepta moartea bătrânului. Sunt și alți telespectatori care văd lucrurile la fel ca și dumneavoastră. Mie mi se pare foarte grav ce s-a întâmplat. Cu siguranță tatăl dumneavoastră va sta destul în spital încât dosarul să atârne mai greu în fața anchetatorilor, iar această persoană să răspundă pentru faptele sale, dacă se face vinovat de ele, evident. Tatăl meu a fost, v-am explicat și mai devreme, un plic și, și față de noi ca copii a fost mai dur, dar vă spun sincer. Păi fiind am avut... singur părinte cu patru băieți, cu patru copii, trebuia să aibă grijă în așa fel încât să nu faceți prostii. Vă spun sincer, dacă nu era dur cu noi, eram prin pușcării. Deci până la urmă v-a educat bine. Da. Dovadă dacă că nu era dur... pe picioarele dumneavoastră. Deci dacă nu era dur cu noi, era... la ora actuală eram prin pușcării. A știut să ne... Să ne dea și frâu liber, să ne și strunească când a fost cazul. Contează, contează foarte mult. Rog regia să ne ajute și cu imaginile la, în care noi ne ducem acasă la domnul Dragomirescu, strigăm la poartă și încercăm să avem o discuție și cu acest domn. Evident că nu l-am găsit la domiciliu, motiv pentru care am postat numărul de telefon fix pe ecran. Dacă domnul Dragomirescu vrea să ne contacteze telefonic și să ne spună părerea lui legată de acest incident, chiar dacă în cauză se află un dosar penal în cercetare, așa cum ați auzit de la poliție, noi îi dăm posibilitatea să aibă un drept la replică și pe acest subiect, deși acuzațiile la adresa dânsului sunt clare, le-ați auzit chiar de la victimă, sunt completate de către fiu și credeți-mă că sunt și alți martori în cauză pe care, din păcate, n-am putut să vi-i ofer în această seară, dar vă promit că va exista și un episod 2 pe acest subiect, dacă ne poate ajuta regia să... Domnul Dragomirescu! Era ușa deschisă la el acasă. Da. Am încercat să intrăm, dar n-am vrut să violăm proprietatea. Nu a răspuns, evident. Așa că dacă domnul Dragomirescu vrea să ne contacteze telefonic, o poate face. Dacă nu este pe recepție, ca să spun așa, îl așteptăm în zilele următoare aici la TV Sud cu un punct de vedere, dacă vrea să-și spună punctul de vedere legat de acest caz. Mai sunt 9 minute din emisiune și vreau să le fructific bine. Ce vă așteptați să se întâmple de mâine, domnule Valentin? Adică mâine vă așteptați ca anchetatorii să meargă acasă la domnul Dragomirescu și să-l întrebe de sănătate, să se ducă la doamna care l-a dus pe tatăl dumneavoastră spre domiciliu așa cum era și l-a văzut în ce stare era, măcar să o întrebe: doamnă, vreți să dați noastră o declarație în cauză? Și alte lucruri care contează în această speță. Eu sper că după această emisiune lucrurile or să meargă pe făgașul cel bun. Adică, ce vă așteptați să facă anchetatorii de mâine? Să vă cheme, să se mai ducă o dată la tatăl dumneavoastră și să completeze acea plângere și cu chestiunea legată de... Vedeți acum în imagine, omul își arată, are coastele rupte, are piciorul rupt, mâna este în gips. Uitați-vă cum are fața tumefiată. Îmi pare rău că v-am spus, folosim un blur pentru ca să nu ne sancționeze CNA-ul. Vă pot spune eu că are o vânătaie puternică care îi se prelungește până pe piept. Adică eu așa ceva n-am văzut. Se vede clar că a fost strangulat. Da. Povestea este impresionantă, ceea ce i s-a întâmplat acestui om. Eu mă mir că a avut zile, ca să nu spun altfel. Noastră chiar mi-ați povestit înainte de emisiune că a avut noroc că a avut câinele cu el. Da, a avut câinele cu el, ceea ce mi-a spus că dacă n-avea câinele, îl omora. Adică câinele l-a mai apărat și câinele. Deci a avut noroc. Și apoi tot câinele a fost cel care l-a trezit, pentru că omul, trebuie să spunem, a aruncat acolo în șanț, a leșinat pur și simplu. Câinele s-a trezit. A zis că s-a trezit că lingea câinele pe față. Deci vă dați seama, dacă nu avea animalul lângă el, cine știe ce i se întâmpla. Da. Telefonul i-a fost luat, a zis că cu intenție. A zis că dacă își revine și nu poate să se ridice, să nu poate să sune sau să contacteze pe nimeni. Cu siguranță. Fiind o zonă și mai retrasă de sat acolo. Acum, el știe cel mai bine ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, așteptăm să vedem autoritățile ce măsuri vor lua. Eu chiar îmi doresc ca mâine să se întâmple ceva. IPJ-ul, și... să știți că a reacționat așa cum trebuia, în sensul că am primit punctul de vedere solicitat. Sunt convinsă că a contribuit și conducerea IPJ la grăbirea dosarului, la faptul că s-a depistat între timp și dosarul mai vechi, s-a scos de la naftalină, s-a pus mai în față.
s-au mișcat cât de cât repejor. Cel puțin de ieri până astăzi. S-au mișcat repejor. Pe calea asta vreau să le mulțumesc organelor de cercetare și celor de la ambulanță. Celor de la ambulanță care au fost așa cum trebuia. Da. Există și o fotografie, nu mai avem timp acum, în minutele cât au mai rămas, să vedeți în ce stare a fost adus acest om la ambulanță, cu ambulanța la UPU, dar și acea fotografie ar fi fost blurată așa încât n-ați fi văzut chiar situația exactă în care era omul adus cu targa. În seara când l-am dus la spital, s-a deplasat la fața locului la spital un organ de poliție. Asta este procedura, să știți că nu s-a deplasat doar pentru tatăl dumneavoastră. Un jandarm și au zis și ei că așa ceva nu e posibil. Păi, vedeți, când uitați că este posibil, asta se întâmplă deci, în județul Gorj. Vă spun sincer că fiind tatăl meu, care am trăit cu el în casă atâta timp și asta îl cunosc destul de bine, când a ajuns la poartă, pe moment nu l-am cunoscut cine e. Așa era de bătut și de agresat. Oricum, da. Urmele s-au văzut și după aceea. Spune cineva, dacă se constată că e vinovat, va trebui să dea mulți bani, mulți familie să scape de pușcărie. După cum am înțeles că nu sunt martor, probabil agresorul va spune că a căzut băut cumva. Aveți idee dacă i s-au făcut teste de sânge? I s-au făcut, luat și nu teste era băut, de da? Sânge, i s-au făcut de anticovid să vadă dacă are COVID, i s-au de făcut toate. Testele, da. Deci în niciun caz. Credeți problema că ar putea ajunge la o înțelegere nu, cu problema de agresorul? Bani, problema de bani nu se pune, că sănătatea nu se cumpără niciodată cu bani. Cu siguranță. Eu spune cineva, să... acest bătrân este zdrobit. Chiar așa este, la propriu este zdrobit. Zici că a trecut peste el o mașină de mare tonaj. Îmi pare rău că imaginile sunt blurate, dar vă spun asta, sunt normele CNA. Cred că ăsta este cuvântul potrivit. Tatăl dumneavoastră a fost drobit, a fost bătut crunt în bătaie. Îmi ziseți mai devreme că dacă am putea ajunge la o înțelegere, nu există decât calea legală. Ce dă instanța de judecată, aia să rămână. Sănătatea și cu suferința nu ți le poate cumpăra orice bani din lume. Spune cineva, nici regii la pușcărie cu el, vom nici... vedea ceea ce vor decide anchetatorii. V-am spus, eu acum nu le spun polițiștilor ce trebuie să facă sau domnului procuror știu de caz, mai bine ce au de dar făcut. Merită în această speță și un ordin de protecție pentru că acest om peste ceva vreme va fi vă trimis spun sincer, acasă, astăzi mă sună. Iar agresorul va fi pe stradă, liber, pentru că asta este da. Justiția din România, măcar atâta lucru să nu se apropie de el, să vă spun sincer, astăzi mă sună, corecție. Astăzi mă sună și îmi zis în felul următor, că e frică să nu-i pună foc la casă. Că e capabil. Și dumneavoastră da, se teme că acest da. Om în lipsa lui poate da. Să vină să-i pună foc da. La casă? Și mă aștept. Privind faptul ce se vede pe imagini, mă aștept și la lucrul ăsta. Vă așteptați am montat camere de filmat peste tot. Acum, deci chiar ați luat în serios ceea ce v-a spus da, tatăl dumneavoastră, da, că deci s-ar putea să vină să facă la nivelul ăsta? Am luat în serios de când s-a întâmplat incidentul, că nu l-am crezut capabil să facă așa ceva. Este mai adevărat. Ales cu un bătrân de 72 de ani. Dacă s-ar fi luat cu unul de vârsta lui, în putere și asta, bă, care ești mai bun, ești mai bun. Dar nu pare. Trebuie să ajungi nici acolo. Dar să te apuci cu un om de 72 de ani. Eu v-am spus, mi se pare grav. Că un om la 72 de ani, acum e ca un copil la 12-13 ani. Vorbim de a doua faptă da. În decurs de 6 luni, 6 de, zile, luni de zile. Ceea ce este foarte mult. Da. Vorbim de un dosar care a stat undeva. El prima și prima dată și a încercat apa cu degetul să vadă dacă s-arde. A văzut că nu s-arde, a băgat mâna am până pins, la... Am pins mai departe. Dacă este adevărat ceea ce spune victima, că această persoană este în starea în care că se află în starea în care s-a comportat așa, deci după ce l-a agresat, l-a aruncat într-un șanț și apoi i-a spus femeii care îl striga l-am omorât, înseamnă că el asta a urmărit. Vă spun sincer, adică, nu am avut nimica personal cu el, nu am avut tangențe mai mult decât salut și ce faci atât, nu am avut clinciuri cu el, nu am avut nimica, mă bate Dumnezeu să mint. Dar când ajungi la o chestie de asta, deci mă dezbrac de caracter. Uite, zice cineva, are certificat medical, nu le este rușine instituțiilor statului, nu le este rușine, mergeți, domnule, înainte cu ancheta. Asta vă spun telespectatorii, să mergeți la IPJ, chiar în audiență la comandantul IPJ și cineva spune că a fost învățat de către soția lui. Știți ca tatăl dumneavoastră să fie avut vreun conflict cu soția acestui domn?
Nu. Deci nu știți. Nu știți doar nu de conflictul acolo. Între ei doi. Între el și... Așa că nu știm, nu știm ce s-a întâmplat, asta doar anchetatorii vor decide. Eu îmi doresc, în schimb, un ordin de protecție în acest caz, dacă, evident, anchetatorii vor stabili asta, pentru că în momentul în care tatăl dumneavoastră va fi externat din spital, să nu fie, să se simtă pus în pericol în momentul în care se va întâlni față în față cu acest individ pe stradă. Repet, așa cum vă spuneam în ultimul minut din emisiune, faptul că domnul Dragomirescu Marian Jenică are deja două dosare penale pe numele său pentru agresiune, pentru violențe și cu siguranță și pentru tâlhărie, în cazul în care victima va completa prima sesizare făcută în acest caz, și un dosar pe rolul judecătoriei Târgu Cărbunești pe pretenții pentru pagubele suferite de domnul Mănescu anul trecut, în momentul în care animalele acestui individ au intrat pe proprietățile lui. Ce să vă zic? Sper ca anchetatorii să rezolve cu celeritate acest dosar, pentru că dacă o făceau așa cum trebuia, la momentul la care trebuia, cu prima agresiune, poate că nu se ajungea la acest caz. Vă dau posibilitatea, domnule Valentin, să transmiteți un mesaj pentru cei de la Turbura, poate pentru autorități. Eu mi-aș dori chiar domnul primar să se ducă la domnii de la poliție, să le spună să fie mai atenți cu astfel de cazuri, să ia în considerare în momentul în care sunt agresiuni, în care sunt violențe, să fie mult mai atenți în patrulare, să treacă mai des pe strada unde locuiți dumneavoastră. Nu știu, eu mi-aș dori multă atenție cu această persoană. Sincer vă spun, am fost 6 ani de zile plecat din țară și am zis că s-au schimbat și la noi în țară lucrurile, dar observ că din ce în ce... Mai rău ca pe timpul comunismului, nu l-am prins din ce povestesc cei bătrâni, că îmi place să stau cu ei de vorbă, să povestească. Lumea deja e redusă la tăcere foarte, foarte mult. Li se bagă pumnul în gură, stacă din gură. Să nu mai zică nimica... Că le-e frică. De frică. Deci, frica. Păi suntem un stat mafiot, domnule Valentin? Avem mafia din Sicilia? Nu știu ce se întâmplă, dar vă spun sincer că... Am rămas uimit. Toată lumea e redusă la tăcere. Foarte puțin care mai au curajul să spună adevărul în față. La noi, ce cunosc, ce văd, cu ce s-au întâlnit. La noi boala românului este când îi se spune adevărul în față, e deranjat. Dacă totodată se procedează ok când îi se spune adevărul în față, că stai și studiezi problema și poate îți remediezi situația. Singur. Bine, care nu vrea, evident, e problema că lui. Schimbă atitudinea. Am observat că la noi, dacă se spune adevărul în față, pe om îl deranjează. Ceea ce mie nu mi se pare... Corect. Nu uitați, emisiunea aceasta se numește Ora Adevărului. Ați fost invitat aici, la fel ca și alți cetățeni onești aici, județul Gorj, exact pentru a spune adevărul și, evident, pentru a schimba cursul lucrurilor. Asta în momentul în care anchetele, așa știți, se întâmplă să mai facă curbe în loc să se ducă pe drumul. Și ce vreau să completez, la noi treaba merge ca să reducă lumea la tăcere, pe amenințări, pe fel și fel de metode. Că l-a prins presiuni din anumite puncte. Un singur lucru vă mai întreb și închei. Cu acest domn Dragomirescu, după incidentul de sâmbătă, astăzi este marți, v-ați întâlnit? M-am întâlnit de dimineață cu dumnealui la postul de poliție Turburea. A vorbit cu dumneavoastră și a încercat să vorbească cu mine, ceea ce am zis că nu am ce discuta cu dumnealui. Era un ton de împăcare, nu prea l-am simțit, nu l-ați luat în considerare, l-ați tratat cu spatele. Cu indiferență. Deci pentru mine nu există omul ăsta. Nu este un om care poți să stai de vorbă cu el. Nu vi s-a părut că era cu capul plecat sau poate un pic mai... Atât de bățos, cum v-a spus atunci la... Nu l-am luat în calcul. Singurul lucru mi-a zis el că, băi, Ilie, stai să vorbesc cu tine. Și am zis... Marine, n-ai ce să vorbești cu mine, m-am convins ce fel de om ești. Scurt și la obiect. A spus foarte bine.
Și nu avem ce discuta. Vă mulțumesc. Vom vedea ce se va întâmpla în acest dosar. Spunem că vom face un nou episod dacă elementele vor fi în așa fel încât să putem continua această anchetă de presă, această anchetă făcută în cazul, într-un caz grav de agresiune. Așa cum vă spuneam, acest om la 72 de ani se află pe patul de spital într-o stare deplorabilă, doamnelor și domnilor, pentru că acest cetățean liber, să știți, foarte liber, stă și se uită la televizor, poate, sau cine știe. Pur și simplu nu-i pasă ce se întâmplă cu vecinul său. Dacă se uită la noi la sau... televizor, în loc să intre în... Ar fi în ideal, ar fi, fost, cu noi. Ar fi fost ideal, să-și pună dar nu punctul s-a întâmplat. De vedere, nu că s-a fiecare... întâmplat asta. Cert este că ne-am fi dorit să-l auzim și pe domnul la care am fost la, pe proprietate, l-am strigat, dar nu a vrut să răspundă sau poate chiar nu a fost acasă. Spune cineva, depuneți cerere la parchet pentru a ajunge dosarul la serviciu omoruri la Târgu Jiu. Vom vedea ce se va întâmpla în acest caz. Vă mulțumesc, domnule Ilie Valentin Mănescu, pentru cele spuse aici la Ora Adevărului. Și ce să vă zic, ținem aproape. Dacă aveți astfel de cazuri și ați trecut printr-o întâmplare similară, căutați-ne și contactați-ne la TV Sud. La revedere!